Adrian Grigorescu este acum alături de noi, reprezentantul Credit Europe Asigurări, unul dintre principalii parteneri ai Zilei Brokerilor la FIAR. Bună dimineața, domnule Grigorescu! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Mă bucur că suntem din nou împreună. FIAR, iată, se întâmplă. Și de ce să nu spun, mă bucur că putem fi alături de voi în calitatea noastră de partener principal. Și, mă rog, sperăm să fie un eveniment reușit așa cum de altfel a fost an de an. Ziua Brokerilor de anul acesta se anunță a fi cea mai mare de până acum. Avem participanți mai mulți decât oricând la această zi pe care Credit Europe Asigurări oferă în calitate de partener principal. Domnule Grigorescu, aș începe cu o întrebare scurtă. A fost anul 2012 anul Brokerilor? Cu siguranță da. Cred că nu e niciun dubiu aici și, dincolo de toate, trendul este unul ascendent. Părerea mea este că se va întâmpla în acest fel în fiecare an și în 2013, probabil și tot așa. E clar că viitorul aparține cu siguranță brokerilor și datorită gradului din ce în ce mai ridicat de profesionalizare a acestora și, de ce nu, și a facilității în a achiziționa produse de asigurare, cel puțin din partea clienților. Pentru că, cum bine știm, e mult mai ușor să te duci să discuți cu un broker și să fii consiliat în sensul de a-ți alege exact varianta optimă de asigurare pe care, mă rog, ți-o dorești. Credeți că au înțeles românii mai bine valoarea consilierii pe care o primesc din partea brokerilor și au învățat să folosească brokerii mai mult decât să umble din agenție în agenție de asigurări? Cu siguranță da. Cum spuneam, faptul că se pune la dispoziția clientului o paletă mai largă de produse ajută foarte mult ca, mă rog, un client să aleagă un broker de asigurare. Pe de altă parte, de ce să nu recunoaștem, brokerii de asigurare au crescut din punct de vedere calitativ, atât sub aspect, cum spuneam, al pregătirii profesionale, cât și al, să spunem, prezenței lor în teritoriu. Este de altfel știut faptul că încet, dar sigur, se dezvoltă, apar din ce în ce mai mulți brokeri pe plan local, pe plan național și, de ce nu, chiar și regional. Și cu siguranță acest lucru nu poate fi decât benefic. În mod cert, acest lucru ajută pentru că brokerii de asigurare vin în întâmpinarea nevoilor clienților lor. Fiind prezenți, cum spuneam, în plan local, e mai ușor, mai facil ca respectivii clienți să meargă direct către aceștia, să își aleagă, cum spuneam, varianta de asigurare pe care și-o doresc și, evident, să fie consiliați în acest sens de către brokerii de asigurare. Acesta fiind contextul, ce procent din volumul de business al Credit Europe Asigurări se derulează prin intermediul brokerilor? Dacă nu mă înșel, cred că am depășit 35% și, cu siguranță, așa cum și trendul de, în general, pe piață este unul ascendent, cu siguranță și în cazul nostru se situează pe aceeași linie. Este simplu, de ce? Pentru că e mult mai ușor să lucrezi cu oameni care înțeleg foarte bine acest business și care se manifestă în acest sens. Deci, să nu spunem, Credit Europe a avut un obiectiv în acest sens încă de la începuturile sale și a acționat în, această direcție. De altfel, la acest moment, colaborăm cu peste 250 de brokeri în portofoliul nostru și, cu siguranță, această cifră va crește și în anii următori. Și noi sperăm ca relația pe care o avem dezvoltată la momentul de față cu companiile de brokeraj să fie una dintre din ce în ce mai bună și rezultatele cu siguranță să ne confirme aceste așteptări. Aveți strategii speciale în această direcție? Aveți programe speciale pentru parteneriatele cu brokerii? Creionăm, configurăm și în general ne adaptăm și noi la ceea ce brokerii își doresc. Cu siguranță, de altfel, cred că e și una dintre caracteristice companiei noastre. Am reușit de fiecare dată să ne adaptăm fiecărui broker în parte în funcție de specificul său. Fie că am vorbit de companii de brokeraj care, știu și eu, lucrează în structuri naționale, fie că sunt structuri de tip multilevel sau că vorbim de pur și simplu doar broker local și regionali, cu siguranță am reușit să ne adaptăm și să creăm diverse programe de motivare, de recompensarea eforturilor de a subscrie polițe de asigurări cu Credit Europe. Și, în general, politica noastră va rămâne cam în aceeași direcție și în anii următori, pentru că e vorba doar de o consolidare, dacă ne gândim, și, pe de altă parte, de ce nu, și, cum să spunem, o consolidare a ideii de partener de cursă lungă pe care noi ne-o dorim și, mă rog, în sensul în care, practic, și acționăm. Domnule Grigorescu, trecând puțin de sfera formală a Zilei Brokerilor de Asigurare, mă refer aici la conferință și ajungând la prânzul, ca pauzele de cafea și after hours cocktail pe care Credit Europe le oferă astăzi pentru broker, v-aș ruga să ne transmiteți mesajul Credit Europe Asigurări către piața de brokeraj în asigurări.
Noi le dorim succes tuturor, suntem, cum spuneam, alături de toți cei care se află astăzi aici și nu numai, pentru că mai sunt foarte mulți brokeri care probabil nu au ajuns astăzi aici. Îi invităm să se bucure de aceste mici delicii, mici pauze și le dorim pe cât posibil să rămână aceiași parteneri de încredere, să ne însoțească în această cursă lungă și de ce nu să obțină importante beneficii din colaborarea cu noi.